düşündüm. Așadar, dragilor, continuăm lecția. Deci am făcut măriuca la cel de găștiți, l-am șters acum. L-am eu pe caiet. Și, de fapt, ai și punctat tu câteva chestii acolo care ți s-au părut interesante. Acelea și le verificăm cum, de la o lecție la alta, tot mai multă siguranță și știm exact cum trebuie să acționăm. Așadar, o altă expresie 2 egal cu 2 la 3 la 2, 2 la 3 la 2 împărțit la 3 la 2. Schimbă-o la când 3, de ce se întâmplă? 3 la 2 nu merge. 4. 4 la 3 la 2 împărțit la 2 la 3 2 la 3 la 2. Deci 4 la 3 la 2 împărțit la 2 la 3 la 2 plus 3 întregi, 3 întregi și 5,15 minus 3, totul de împărțit la 0,15 minus 1 supra 3 minus 1 pe 2. Asta la numărător. Iar la numitor trei plus 5 minus 5 pe 2. Deci 3 minus 5 pe 2 în paranteze la a treia împărțit la 5 la 25, hai să zic, 25 supra 4 la puterea a doua ori 5 pe 2 minus 1 supra 3 minus 1 supra 1 pe 4. Egal cu. Prima habar n-am ce e acolo. Ai la prima chestie care ai scris sus. La numărător? Doar la prima... Ai care studia, dar la prima chestie, nu știu. Alo? Înainte lui 2 la 3 la 2. Alo, Dana? Bună ziua! Nu, dar am treabă acum, nu pot răspunde. Așa încât. Spuneai că... Înainte lui 2 la 3 la 2, nu înțeleg ce ai zis.
Înaintea lui 2, la 3, la 2, ai 4 ăsta. Deci, 4 la? 3 la a doua. 4 la 3 la a doua. Ok. Da? 4 la 3 la a doua, împărțit la 2 la 3 la a doua. Ok. E fapt. Gata. Bun. Ce... Hai să primim un pic exercițiu și să vedem ce lucruri parcă sunt așa mai ciudate. Unde crezi tu că o să ai ceva de lucru? Eu doar sper că aici cu puterile să nu dea un număr foarte mare. Bănuiesc că dea un număr foarte mare. Simți așa, da? Cred că tu ai dreptate. Ai simțit foarte, foarte bine. Și în condițiile astea, pare ce ar trebui să... Dacă aș zice... Ca să nu intrăm în pericolul ăsta, zic așa, totul la a doua. Ia să vedem ce se va întâmpla. Pune pe a doua chestie în paranteză și totul la a doua. Să știi că ai simțit destul de bine ieșițiu și o să purtăm discuții pe partea asta. 3 la 2 la 2, ocar. Deci am pus împărțitorul tot într-o parte. E 2 la... E 2, 3, 2 și după iarăși 2? Da, și totul, dar în paranteză este important totul în paranteză. Da. Știi bine că e foarte important, da? Bun. Și acum, aceea ai observat-o. A fost o discuție și o să o purtăm. Că bănui că va fi ceva destul de... grav acolo, va da un număr mare și ne va îngreuia foarte mult calculul. Bun, mai departe. Vezi o paranteză rotundă. Trebuie executată paranteza aceea, nu? E, nu prea mă sperie. Nu te sperie. Foarte bine, corect, este așa. Nu te sperie. Foarte bine. Și împărțit la 0,15... Ce ai de gând să faci acolo? Transform în fracțiuni. Dar cred că te hotărești după ce faci scăderea asta. 3,15 minus 3. 0,15. Și împărțit la 0,15? Zero. Nu zero. Cât face? 0,15 împărțit la 0,15. 1? 1, sigur. 3 împărțit la 3. 7 împărțit la 7. Da? Deci 1, nu fac 0. Cine face 0? 0 împărțit la 0 face 0. 0 împărțit la un număr, pardon, nu la 0. 0 împărțit la orice număr face 0. Da? Dar acolo este... 0,15 împărțit la 0,15. E același număr împărțit la același număr. Deci clar că va face 1. Pe urmă, mai departe, ce ai de gând de acolo? Cum putem face? Ce spui? 3,
1 supra 3 minus 1 pe 2. Da. O putem face, că vom vedea ca o împărțire și ne descurcăm. Bun. Da. Jos, la numitor. Eu aș zice că jos e mai ușor decât sus. Deci e mai ușoară pentru că am mai făcut astea și ne... Da. Suntem mai familiarizați, așa, o să ne descurcăm. Cred că poate scara asta așa pare mai ciudată. Nu neapărat. Nu, foarte bine. Simți că ai așa, este în exercițiu și că vei duce exercițiul la bun sfârșit. Începem. Vorbește. Dar putem să facem și celelalte sau mai întâi doar în pare? Cum? Dar putem să... Să luăm separat un pic, ai vrea să... Da, hai să mergem! Asta, 4 la 3 la 2, dacă pot să zic direct 4 păi la 6. Mă bucur să zici deodată. 4 la 3 la 2, cât faci? 4 la 6. Nu, 4 la 9. Asta e. 4 la 9. Corect. 4 la 9. La 6 ar fi fost, dacă ar fi fost 4 la 3 în paranteze, totul la 2, mulțeam 3 ori. Da. 4 la 9. Împărți la. Doi la treia e 8. Nu, n-ai voie. Trebuie făcut asta. Asta din paranteză e exact ca și asta. Trebuie făcut în baza asta. 2 la 3 la 2. Păi da, nu o luăm de jos în sus. Păi, cum a fost aici 4 la 9, acum e 2 la câta? 3 la 9. 9 la 2. 81? Sau 2 la 81? Cred că 2 la 9, totul la 2, s-ar putea să ai dreptate, dar hai să zicem mai întâi ușor. 2 la 9. Că toată chestia asta 2 la 3 la 2 înseamnă 3 la 2 ca și înainte face 9, deci vine 2 la 9, totul la, deci am o bucată, am calculat-o, totul la 2. Deci pentru bază am lucrat și vine 2 la 9, totul la 2. Plus, mai departe. Plus 1. Zicem deodată 1? Da, de ce nu? Ia să o luăm ușor. Mai întâi hai să zicem 3 minute. Deci, dacă facem din nou, mai întâi facem paranteza, dispare paranteza, împărțit, deci... Nu crezi că mai avem timp de lucru. Hai să zicem așa, 0,15 împărțit la 0,15. Știi? Ca să se vadă foarte bine că am făcut paranteza care mi-a dat 0,15 și să vadă bine cum să ajunge la 1. Minus. Minus. 1. Da. Împărțit la 3 minus 1 pe 2. În paranteză trebuie să spun, nu? Împărțit la tot ce e sub fracții. Împărțit la 3 minus 1 pe 2. Foarte bine. 3 minus 1 pe 2. De acord.
Jos la numitor trecem. 3 minus, voilà. N-avem ce să facem cu el. Minus 5 la 3-a. Deci, minusul la 3-a face minus, ai zis bine. Deci, înmulțit cu, fiindcă vine minusul ăsta al din spate. Deci minus 5 la 3-a supra, supra 2 la 3-a. Foarte bine. 2 la 3-a. Împărțit. Sau dacă vrei, poți să spui deodată. O dată cu ori. Ori. Patru la a doua. Bine, foarte bine. 4 la a doua, supra? 25 la a doua. 25 la a doua. Perfect. Ori? Ori. Stai. 1. Ori 5 pe 2. Nu? Mai este un 5 pe 2 aici, văd. Nu? Mai este un 5 pe 2. Ai uitat fracția asta. Ori mai am sus. Da? Ori 5 pe 2. Da. Minus. Unu împărțit la 3. Împărțit la, deschid paranteza, nu? Împărțit da. La tot ce este dedesubt. Împărțit la 3. Minus. Minus. 1 supra 4. 1 supra 1 pe 4. Da. 1 pe 4, așa. Bun. Deci am văzut linia asta de fracții ca pe o împărțire foarte bine și am mai disciplinat un pic scala aceea. Egal mai departe cu. Trebuie să facem 2 la a doua, totul la 9. Așa, deci în loc de 4 zicem 2 la a doua, ai zis bine, 2 la a doua, totul la a noua. Că tu vrei să te duci spre baza 2 ca să poți discuta. Da. Deci 2 la a doua, totul la a noua, împărțit la? 2 la 9, totul la a doua. Aș vrea aici să, văd, să vezi, poate poți opera aici. Avem dedicat o putere la o altă putere. Ok, 2 la 18. 2 la 18, sigur că da. Plus? Plus 1. Plus 1, că e 0,15 împărțit la 0,15. Da. Dar ai putea spune, prietenul nostru, că tu ai putea transforma, dar ce rost se pierzi timpul? Să zici 15 și da. 100 și mulți cu 100 pe... No, peste. Deodată. Deci sunt nu, aceleași numere decimale, identice, unul împărțit la celălaltul, face 1, foarte bine zis, minus. Minus 1 împărțit la 3 minus 2. Nu e 3 minus 2, e 3 minus 1 pe 2. Așa. Nu cred că putem să facem ceva, nu? Păi eu zic că poți, dacă te concentrezi un pic, pe 3 îl poți vedea ca o fracție. Cu aia de jos? Nu, nu, aici. Ești da. Aici, 3, minus 1 pe 2.
Dacă putem să simplificăm. Adică pe cine? 1 împărțit la 3 minus 1 pe 2 cu cea de jos. Ai nu! Aici este altceva. 1 supra 1 supra 1 pe 4, care e diferită de paranteza asta. Aici e 3 minus 1 pe 2. Dacă ar fi fost tot așa 3 minus 1 pe 2, ai fi avut dreptate. Dar aici nu știu dacă. Nu putem. Că nu este identică. Deci dacă s-ar fi întâmplat să fie identic, atunci, însă mai avem încă ceva. Nu știu dacă se poate face, că este unul împărțit la asta. Dacă ar fi fost unul mulțit. A, asta e o gravă greșeală. Deci dacă ar fi fost unul mulțit cu 3 minus 1 pe 2 și ar fi fost exact 3 minus 1 pe 2, atunci mergea. Dar noi aici avem treabă de făcut. Hai să facem paranteza asta rotundă. Cum crezi că am finalizat 3 minus 1 pe 2? Ar fi din 3 pe 1, dacă vrem să ne gândim așa. Da, dacă am surprins 3 pe 1, și ce să facem? Ar fi 6 supra 2. E 6 minus 1. 2 este numitorul comun. A, 6 minus 1. Da? Deci va face 6. Deci tu ai surprins 6 pe 2. Deci 7 supra 2. Nu, păi minus. 6 minus 1. 5 pe 2. 5 pe 2, așa. Deci împărțit la 5 supra 2 și am clarificat-o acolo și cu paranteza. Deci acolo s-au discăzut două fracții. Că pe 3 îl putem surprinde ca 3 pe 1. Și ai aflat numitorul comun 2 și ai amplificat cu 3, 3, 2, 6, minus 1, 5 pe 2. Bun. Hai să ne întoarcem jos. La numitor suntem acum. Da. Totul supra. Deci 3, să scriem, da? Și acum ești atentă că ai minus ăsta ori minus celălalt. Care minus? Minusul din fața paranteziei, știi că a fost un minus aici. Da. Ai minus. Și pe urmă, în paranteză, este iarăși un minus din radicarea lui minus 5 pe 2 la a treia. Minus 5 pe 2 totul la a treia, au făcut un minus. Deci este minus înmulțit cu minus. Minusul ăsta de aici din față, minus 1, poți să surprinzi, înmulțit cu minus celălalt din interiorul paranteziei. Minus ori minus. Minus sau minus, pentru că sunt prieteni, va da cu plus. Da cu plus. Deci dă cu plus. Deci plus, s-am scăpat. Minus ori minus, dă cu plus. Și a rămas 5 la a treia. Da? 5 la a treia supra 2 la a treia, cum este? Copiem pur și simplu. Ori. Fracția următoare, care este cât? Îmi face simplificări. Facem, dacă vezi simplificările, dar eu nu văd acum. Tu ce simplificări vezi? Spune-mi ce simplificări vezi, că eu sunt imediat de acord cu tine. 25 la a doua cu 5. 25 la a doua cu 5, da, dar trebuie să-mi spui cum cât îți rămâne, unde îți rămâne. Jos va fi 5 la a doua. La cât înseamnă de fapt la urma urmii? 5 la a doua. Și totul la a doua? Da? 5 la a patra. 5 la a patra este asta. Deci în loc de 25 la a doua, tu vezi 5 la a patra. Bine. Și acum înțeleg.
5-ul ăsta de sus, de la 2, de la numărătorul lui 2, cu 5 la 4 și cât va fi? 5 la 3. Rămâne 5 la 3 și sus 1, da? 5 la 3 rămâne, în loc de 25 la 2, voi avea acum 5 la 3. Perfect. Și 4, am înțeles simplificarea asta. 4 la 2 cu 2. Cum? Cum să fac 4 la 2 cu 2? Că nu știu, nu înțeleg. Sus ar fi 16 la împărțit la 2. Așa va fi, ai calculat 4 la 2, da? Dar dacă ai vrea să lucrezi cu puteri cum ai vrut, cum ai făcut în partea asta, pe 4 ăsta cum îl poți să scrii? 2 la 2, totul la 2. Și cât faci 2 la 2, totul la 2? 16. 16 ca număr sau poți zici 2 la 4?